bine ați venit la un nou clip. Mi-a cerut, dar nu s-a pus să cosească. Am aici un aparat pentru sală. Care se numește casă. Așa. Și ne punem să o ascuțăm un pic. Luăm așa niște iarbă de aici de pe brazdă. O curățăm gura la ea. Aici am o cuce, numai s-o rupt. Bine, normal trebuia o cuce de piatră, dar asta e cuce de, nu știu cum zice, carbochim sau cum îi zice. Și începem să-i dăm și o ascuțătură. Așa. S-a zis că-i cosească așa un pic, așa pentru iepuri, unde a fost mai mare iarba. Numai... nu o să cosesc mult pentru că o să vină ploaia după cum se onorat. Și avem pe aici, avem dulăi, ax, Jesse. Uitați aici cum a început să galbenească pe dedesubt, de asta am zis că mă bag cu coasa în ea, că am să dea pe benzină, dar pentru că nu o să stăpă și acum e crudă iarba, am zis că trag un pic cu asta, că iarba o folosesc pentru iepurat. Și numai până unele locuri, cum zic, o să vină ploaia și o să o mai tai altă dată. Aici m-am băgat că a fost mai mare iarba, aproape dat pe căzut. A fost ceva vânt, ploaie și aia am tăiat-o prima dată care a fost aplecată. Uitați cum e pe aici, se vede locuri care iarba mai mică, aia o să mai las un pic. De aici așa am început să tai pe ea. Așa cum zic asta, încă o mai las, că aici am un cireș care asta o să mai las să mai crească. Nu. Cam atât am făcut sală pe astăzi, așa vreo jumătate de oră. Și când o să permită timpul, o să-i mai dau și la restul. Dănuț vă salută și numai bine vă dorește sănătatea.